quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance, drums are calling, but no one heeds their call tonight. Hei, hei, bună dragilor și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. De această dată vom face curățenie generală în dormitor. Trebuia să fac acest clip mai de devreme, dar din păcate am fost foarte prinsă cu anumite proiecte personale, plus că merg și la muncă. Poate că în acest moment trebuia să vă arăt meniuri de mâncare pentru masa de Crăciun, dar am fost puțin în urmă cu toată treaba și încerc foarte mult această săptămână să recuperez. Și din motiv că am făcut două DIY-uri mai la începutul lunii decembrie și mi-am dorit tare mult să filmez acest clip ca să atașez și aceste două DIY-uri. Unul eu vi l-am arătat în episodul trecut când am făcut eu curățenie generală în casă și făcusem tablourile acelea așa din carton, lipisem. Dacă nu ați văzut acel clip, eu voi lăsa un link în descriere în care am efectuat tablouri crăciunistice cu 0 lei. Iar încă un DIY pe care vreau să-l arăt în acest clip sunt 3 ornamente făcute de mine. Mă încântă extraordinar de mult pentru că, la fel, eu am avut toate piesele acestea mici. Am pictat cutiuțe, cum ar fi o cutie de la cappuccino sau o cutie ce am avut eu prin casă, de la papioadele copilașilor și asemenea cu culori de la ei, iar apoi o să vedeți voi cât de frumoase ornamente mi-au ieșit și mă încântă extraordinar de mult că nu dau bănuți pe ornamente, mai ales că despre Crăciun este și să ne bucurăm sufletește, nu neapărat să cheltuim foarte mulți bani. Satisfacția mea este că am reușit să-mi ornez casa și cu decorații făcute de mine. Nu am cheltuit foarte mult, dar eu o să vă las cu puțină muzică crăciunistică și ne tot auzim pe parcurs. Through the streets of my old hometown, I hear sleigh bells ringing in the air. There are Christmas decorations all around. Tonight, love and peace are everywhere. Christmas, oh. Aici, în câteva secvențe, eu am arătat cum am curățat salteaua cu produse speciale pentru saltea în care te ajută să o reîmprospătezi, să îi redai un miros plăcut. Dacă aveți și voi copilași micuți, ca și în cazul meu în care necesită dezvățarea de la Pampers-ei, bineînțeles că este absolut normal ca ei să mai facă în pat și aceste produse speciale pentru saltea sunt extrem de bune. Îndepărtează mirosurile neplăcute, bacteriile, acarienii și redă o prospețime saltelei cât și camerei, atât pătuțul pentru bebeluș. Mă bucură tare mult și împrospătează cumva somnul, foarte, foarte benefic pentru cei mici.
Dar ce vreau să mai punctez este aspiratorul Dyson. Cumva își merită toată investiția. Pe mine m-a ajutat enorm de mult în a curăța casa și fiecare praf înlăturează, fiecare fir de păr, orice minuscul. Acest aspirator este extraordinar de bun și a meritat toată investiția. M-a ajutat să economisesc timp în a face curățenie în toată casa și mai ales de când sunt mămică cu cei mici, este nevoie zi de zi de curățenie și acest aspirator chiar m-a ajutat. Aici în imagini voi vedeți că eu am atașat cum am făcut aceste ornamente. Sunt trei, cum spuneam și la începutul clipului, extraordinar de frumoase, mă încântă tare mult. O să vedeți voi rezultatul imediat. Poate că este cumva prea târziu ca să mai dau idei acum. Probabil eu deja pun aceste DIY-uri deja destul de târziu. În această săptămână, în săptămâna mare, deja toate gospodinele se ocupă de masa festivă a Crăciunului, nu prea mai facem DIY-uri, dar nu am avut timp, cum spuneam și la început. Nu are nimic. Poate vor fi o inspirație cât de cât pentru la anul și oricum mă bucur de ele, ne bucurăm de ele în cameră. Veți vedea și voi la sfârșit cum va arăta și cât de frumoase sunt. Asta mai mică? Mă gândeam acum în timp ce editez și uitându-mă la Ștefănuț, e absolut tot timpul doar după mine. Dacă nu sunt în perimetrul lui, plânge tot timpul, nu că plânge, urlă. Vedeam înainte mămici de genul acesta în care trebuiau să stea doar cu bebelușii în brațe. Eu consider că am fost tare norocoasă și cu Rei, dar apoi cu Ștefănuț, a fost un bebeluș atât de cuminte, nu-mi venea să cred. A fost un genul ăla de bebeluș care o dormi singur, se punea singur la somn, doar să plângă așa, dacă, nu știu, prin extremități, o dată la săptămână. Dar a fost un bebeluș tare cuminte până acum 2 luni. Iar acum 2 luni a început să fie extraordinar de atașat de mine, mai ales vrea doar în brațe, doar în brațe să adoarmă, care, mă repet, nu am avut probleme cu el. Deci nici măcar genul ăla să-l pun pe picioare să adoarmă sau să-l legă, nu, sub nicio formă. A fost extrem de independent din punctul ăsta de vedere până acum 2 luni, ce totul s-a schimbat și a devenit un picuț mai șmecheruț și urlă numai după mama. Dacă nu sunt în perimetrul lui, e gata, îi tărăboi, îi tărăboi. Și efectiv orice aș face acum trebuie să stau cu el în brațe sau să fie lângă mine. Aici pun tablourile care vi le-am arătat eu în clipul precedent de curățenie și o să atașez, cum spuneam și mai devreme, o să atașez linkul în descriere, deși, mă repet, este cumva și oarecum târziu pentru aceste DIY-uri, dar măcar ca idee, poate pentru cineva la anul. Aceste tablouri sunt realizate de mine, lipite de mine, foile sunt printate la servici de Andrei, iar eu doar le-am lipit pe cartoane și am efectuat aceste tablouri tare frumoase, crăciunistice.
Aici pun o lenjerie de pat, foarte simplă. Mi-am dorit să fie așa, o am eu de anii precedenți. E tare pufoasă și așa cozy, mai ales în perioada asta. Albă și doar puțin gri sunt renii. M-am axat foarte mult, adică de obicei încerc să mă axez cât mai simplu, zic eu și consider eu, în cameră mai mult pe alb. O să vedeți imediat și păturica ce mai pun eu acolo, pernuțele. Cam în mare parte, acum eu am pus perdelele ude, nu știu dacă mai sunt persoane care fac așa, eu le-am scos din mașină, pur și simplu miroase tare bine și le pun înapoi ude, iar ele se usucă direct pe geam, adică nu e absolut nicio problemă și nici nu necesită să le calc, pentru că le scot exact în momentul când se termină mașina, ca să nu apuce să se îmboțească. Acum, nu știu dacă o să fiu. Mie mi se pare o metodă foarte ușoară și cumva benefică, pentru că nu trebuie să le calc și să îmi bat capul. E miroase și tare bine după ce exact le scot, așa a fresh, și mai ales cum am curățat și toată camera, salteaua, produsele speciale sunt extraordinar de bine mirositoare, cât și imediat o să vedeți produse ce le folosesc pentru a spăla pe jos mocheta. Ei bine, mai las puțină muzică și ne auzim! I bring my burden again to my father and my friend. I sing alleluia. Anytime, any place, you stand beside me. Doamne, cine are moți? Și tocmai s-a trezit. N-am reușit să-l tundem. Da, merg să-i dau mâncare. După aia mai am noptierul asta care tocmai am șters-o. Sau organizez înăuntru, pun ornamentele făcute de mine și gata. Așa arată și seltarele, cum le-am reorganizat. Aici primul seltar eu țin pe împărsei șervețele umede pentru cei mici. În partea asta la altă, șosete, lenjeria intimă, totul până jos, șosete și toate necesitățile pentru cei mici, papioane. După care în seltarul acesta eu am pus cosmetice, creme pentru îngrijirea corporală, cât și în coșulețul acela pentru copilași, ser fiziologic, cremă, trusa pentru unghiuțe. Cam așa se prezintă. Oricum, sunt pe final, iau câteva cadre cu camera cum arată și am cam terminat. Ei bine, așa cum spuneam, ne-am apropiat și de finalul acestui episod, o nouă serie de curățenie la mine pe canal, de această dată în cameră. Dacă ați rămas alături de mine până acum, vă mulțumesc și să ne vedem cu bine în alte episoade, bineînțeles. Dar până atunci să ne bucurăm de această perioadă superbă și anume sărbătorile de Crăciun, nașterea Domnului. Și vă urez numai bine, vă urez sănătate, să aveți masă îmbelșugată alături de familie, că familia este cea mai importantă și prețioasă, să ne bucurăm și să fim cât mai buni, cât mai buni, să nu mai fim atât de răutăcioși. În fiecare an parcă am sentimentul acesta că ne renaștem și sperăm în ceva mai bun, dar totul
pornește de la noi. Ei bine, vă doresc sărbători fericite, numai bine și să ne auzim. Pa, pa! Quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance, drums are calling.